Centura Timișoara Nord a început montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediană a drumului. Decizia a fost luată de comun acord cu inspectoratul de poliție județean Timiș încă de anii trecuți, pentru a obliga conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și astfel să fie eliminate punctele periculoase unde au fost până acum accidente rutiere și unde există în continuare riscuri mari de producere a accidentelor. Conform datelor IPJ Timiș în perioada 2018-2020. Pe cei 12,6 km ai centurii municipiului Timișoara au fost 20 de accidente rutiere soldate cu victime omenești, în urma cărora au decedat 3 persoane, 9 persoane au fost rănite grav și alte 32 de persoane au fost rănite ușor. Printre cauzele generatoare ale accidentelor s-a evidențiat depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate vehiculelor care au acest drept în intersecțiile cu căile de acces adiacente centurii ocolitoare. Acest Sectorul de drum este considerat cu risc rutier din cauza numărului mare de accidente cu victime înregistrate pe doar 12,6 km. Amplasarea parapetului a început dinspre Comuna Dumbrăvița spre sensul giratoriu cu drumul comunal spre localitatea Covaci și va continua pe toată centura în funcție de mobilizarea antreprenorului contractat pentru această lucrare de siguranță a circulației. Prin proiectul de așternere a covorului asfaltic realizat în vara anului 2023, s-a aplicat marcajul linie dublă continuă fiind lăsat spațiu pentru amplasarea ulterioară a parapetului de beton. Pe durata lucrărilor de montare a prefabricatelor, traficul rutier se va desfășura alternativ în ambele sensuri, pe banda aferentă sensului deschis circulației, fiind dirijat de piloți de trafic, transmit reprezentanții de rede pe Timișoara.